Team Dental Clinic Timișoara îți prezintă emisiunea Sănătate tuturor cu Mihaela Tatu, în exclusivitate la PS News. Sănătatea înseamnă obiceiuri bune. Team Dental Clinic for your smile. iată-ne din nou împreună, dumneavoastră și eu, Mihai Tatu, și vă spun din tot sufletul, sănătate tuturor! Am invitat-o astăzi pe Anca Ienin. Am cunoscut-o și eu de curând și mă bucur mult că Universul m-a ajutat să o aduc astăzi în fața dumneavoastră, pentru că Anca este farmacist naturopat. Vom vedea ce înseamnă naturopat. Cu drag de oameni, cu drag de plante și de o nutriție cât mai sănătoasă. Bine ai venit, Anca! Înainte de a te descoase și înainte de a te întreba tot, tot felul de lucruri care m-au uimit atunci când ne-am cunoscut, vreau să-mi explici ce înseamnă naturopat. Naturopatia ia corpul ca un întreg, adică nu-l ia pe părți. Ia corpul din punct de vedere organic, dar îl ia și din punct de vedere emoțional și spiritual. Și de la farmacie la naturopatie cum? De unde? Cum s-a întâmplat? Da, e o poveste în spate. Totul a plecat de la. După nașterea primului copil, de la, după nașterea fetiței noastre. Natalia, tu ai doi copii acum. Am da? doi copii pe A, Natalia așa. și pe Eduard, eu am rămas cu multe kilograme. Am vrut să fac ceva în direcția asta, mi-am cumpărat doar un echipament de sport că am zis că nu rămân cu kilogramele astea. E suficient dacă faci mișcare. Exact, doar că nu era suficient, așa că am ajuns la un nutriționist. Am început să fac uh, și schimbările în alimentație și ușor ușor să descoper multe din uh, alimentele cu care eu ardeleanca la origine nu eram obișnuită. Uh, ulterior, uh, m-am pus și am citit în direcția asta a Deci tu de unde vii? Hai să le spunem uh, celor care ne urmăresc acum, de unde vii tu? De unde eu... ai venit tu azi dimineață? Uh, azi dimineață am venit de la Timișoara, eu de 20 de ani locuiesc în Timișoara. Însă? Însă m-am născut și crescut în județul Bihor, în localitatea Câmpani, la 80 de kilometri de Oradea. Trebuie să le spun, în Bihor am reușit să pun 20 și ceva de kilograme pe mine și vă spun din tot sufletul că mâncare... Bună și în egală măsură grasă și nesănătoasă Că doar de aia era atât de bună cam în bihor nu prea se mănâncă în țară Continuă, te rog Așa e, ai Ca mare să libertate. vedem de unde mi se trage Da. da. Așa și uh, am început să citesc eu câte o carte de nutriție Încă o carte, una se aducea pe cealaltă Și să descoper o altă lume O lume a prevenției și mintea mea de farmacist, adică cum eu am termin, la bază sunt farmacist clasic, farmacist alopat, am terminat se facultatea de medicină și farmacie din Exact. Chineșoara, mintea mea avea nevoie de dovadă. Adică nu doar am citit o carte și mie mi-e clar, nu mi era clar. Din contră eram într o ceață mare. L-aveam alături și pe soțul meu, care și el e tot farmacist și mai pasionat de chimie. Ei, doar că în momentul în care eu am făcut schimbarea în alimentație și am început să dau din kilograme și să am energie, cumva el mi s-a alăturat, doar că la el exista o mică problemă. El era ușor hipertensiv. Chiar dacă era sportiv de performanță, la acele controle periodice pe care era obligat să le facă, era tot timpul cu un semnul întrebării. Și în momentul în care eu am schimbat alimentația, a început și el să-și schimbe, să schimbe alimentația, a început să dea din kilograme, și într-o seară, stând noi la o poveste, îi spun, hai să-ți iau tensiunea, să văd cum e tensiunea. o tensiune. După uh, cât timp s-a întâmplat asta? După două luni. Aha. Tensiunea lui înainte de schimbarea alimentației era undeva între 140-145 și 90-95. Apoi, la 20, un pic de ani, era anormal. Și după acele două luni, în acea seară, când i-am luat tensiunea, tensiunea lui era 120 cu 65 sau 70. Acela a fost primul semn mare de întrebare în mintea noastră de oameni de știință, da, care vreau o chestie exactă, că oare chiar alimentația poate avea un impact o, atât de, atât mare, de mare și într-un timp, timp atât de scurt. Exact, pe o posibilă hipertensiune. Și tu ai dat jos atunci, în acele două luni? Am dat jos, am dat. În, eu aveam vreo 10 kg de dat jos, le-am dat jos în, în acele două luni energia normalizată, al tonus Deci, în familia ta, ca să înțeleg, datorită trecerii de la farmacie la naturopatie, ai reușit. Să scazi tensiunea soțului tău, asta înseamnă o stare de sănătate bună și tu să dai jos aproape 10 kg o stare de sănătate bună. Exact. E... Acela a fost primul pas. Acum povestește. Acela a fost primul pas și atunci am zis stai puțin, dar noi în 5 ani de facultate noi nu am învățat că, de exemplu, hipertensiunea e încadrată ca fiind o boală cronică. Noi nu am învățat că o hipertensiune poate fi prevenită sau un diabet sau multe din bolile care astăzi sunt tocmai frecvente atunci am zis, e de căutat, e de cercetat în direcția asta. Și ne-am pus amândoi și am căutat, am citit, am citit, doar că am zis, nu e suficient. Vrem să facem niște studii la modul oficial. Așa că ne-am pus, am făcut și cursurile de nutriție, amândoi, apoi ne-am adâncit și mai tare în, în partea asta. Și am realizat că, de exemplu, la nivel mondial, sunt clinici unde tratează la modul real organismul ca un întreg. Și totuși, Ceea ce mi-ai povestit tu cu câteva zile în urmă, motiv pentru care ești acum aici, mă ducea undeva într-o zonă de plante. Uhum. Și vreau să știu care este rolul plantelor în toată această poveste. Pentru că trecerea de la farmacie la naturopatie am văzut ce a declanșat o stare de sănătate bună, o curiozitate. Ce este foarte bine este că v-ați păstrat curiozitatea specifică vârstei de până în 40. Pentru că despre asta e vorba, da? Uh, și ați început să studiați. Deci, fără informație nu se poate. Studiem și cu informațiile ne apucăm să trecem la fapte. Însă, care e legătura dintre naturopatie și plante? Plantele sunt nucleul. Pentru că un organism care ajunge să fie dezechilibrat din punct de vedere al corpului fizic, are nevoie de plante ca, ca să-i aducă o stare de echilibru. Ce înseamnă dezechilibru? Oboseală, insomnie, dureri, inflamații, boli instalate. Inflamații, cărora nu le dăm de capăt și nu înțelegem de unde vin. De la alimentație? În primul rând de la alimentație, în primul rând de la un dezechilibru la nivel intestinal. Acolo e rădăcina. Și cu plantele? Și cu plantele și plantele combinate cu alimentația aduc un echilibru mult, mult mai rapid aș vrea să știu tu ți-ai dat seama pentru că făcuse Adrian soțul tău făcuse analize tensiune tu ți-ai dorit să fii mai subțire însă celelalte boli despre care mi-ai vorbit tu celelalte afecțiuni dezechilibre cum le putem, nu știu, descoperi? Pentru că dacă iei câteva kilograme în plus, asta nu înseamnă că ai neapărat diabet. Dacă scade puțin tensiunea, asta nu înseamnă că e ceva. Dacă te dor genunchii sau spatele sau coatele nu e obligă sau ți se umflă uh, uh, picioarele, asta nu înseamnă că e ceva neapărat uh, scos din, din context. Însă iată că e de fapt de acolo vine toată povestea. Ce analize trebuie făcut sau cum, cum, am, cum se descoperă? Sunt multe analize care se pot face, din care să poți să-ți dai seama dacă există sau nu există, de exemplu, un proces inflamator în corp. Sunt analize mai mănunțite care le poți face ca să descoperi dacă ai o predispoziție spre diabet, de exemplu. Nu doar glicemia făcută dimineața sau din sânge cu acel aparat. Sau insomnia. Deci. Toate sunt interconectate, că aici practic e frumusețea naturopatiei, și aici e frumusețea că ia corpul ca un întreg. Mm -hmm. De exemplu, în practica asta de lucru la un, unul la unul cu pacientul, în momentul în care am uh, un pacient care îmi spune că nu se odihnește bine noaptea, Acolo e prima acțiune pe care o facem ca să modificăm, ca organismul să se poată odihni, deoarece somnul e cel mai puternic regenerator al nostru. Apoi dacă nu dormim bine, indiferent câtă mișcare am face, indiferent ce suplimente, indiferent ce am mânca, nu-și fac la fel de rapid și de bine efectul dacă organismul nu reușește să doarmă un somn profund, neîntrerupt, Citisem undeva că uh, sedativele pe care le primim de la medici și pe care le mai luăm din farmacii, am zis bine sedative, nu te fac să dormi, ci te sedează. Însă pe acolo creierul tot, rotițele tot se învârci dialogul interior tot are loc. În concluzie soluția. Este alimentația? Uh, nu, sunt cazuri în care avem nevoie de acele medicamente de la medicul psihiatru. Adică dacă organismul e într o stare atât de mare de Burn cădere, out. nu ai cum, adică e nevoie pentru o perioadă până îl ridici la o limită și apoi putem interveni cu plantele și să-l aducem la modul real la faza de echilibru. Deci sunt mai multe, nu e o chestie de alb și negru, sunt foarte multe nuanțe la mijloc și e vorba de foarte multă cunoaștere pe partea asta de plante, cum le combin în ce pe ce perioadă, cu ce începe prima dată, în momentul în care vezi o listă de analize care toate sunt, nu mai sunt în parametri. Păi nu poți să începi cu toate. De iei pe cele care îți vor aduce cel mai rapid cele mai, uh, rezultatele cele mai bune. Și apoi umbli la partea asta de uh, reglaj fin, să zic așa. Acum, povestește ce ai schimbat în alimentație de a, a ajuns să-i scadă tensiunea lui Adrian, soțului tău. Deci, adică ce, ce, de fapt ce ai făcut, ce am făcut? Concre, Da, da concret. concret, da. pentru că așa uh, vorbe, ce ai făcut concret? Deci în primul rând uh, am început cu chestiile fundamentale pe care le tot spun și în continuare și pacienților, măcar cu astea dacă ar începe și le ar face fiecare om, starea de sănătate a populației ar fi categoric alta, adică uleiul de floarea soarelui l-am eliminat complet. Mama mea m-a crescut cu ulei de floarea soarelui și am crescut o, un copil sănătos. De ce să le elimin? Uleiul de floarea soarelui de azi, din comerț, e un produs rafinat, dublu rafinat. Asta ce înseamnă? Că în procesul de rafinare industria alimentară nu și mai permite ca un ulei de uh, floarea soarelui presat la rece, care în mod normal râncezește în șase luni, adică are un termen de valabilitate de șase luni ulterior râncezește, nu și mai permite. Și atunci se introduce partea asta de chimizare, să zic așa, îi crește Am termenul înțeles. de valabilitate până la 2 ani, ca să nu expire pe rafturile supermarketurilor. Și doar că în acest proces de rafinare și dublu rafinare, el e tratat cu solvenți, adică cu chestii chimice, la temperaturi foarte înalte. Și prin acea tratare, vitaminele E și F, care sunt vitamine extrem de importante dintr-un ulei, se distrug, da? Și um, acei solvenți rămân ulterior în ulei. Ace Asta e un aspect important, adică sunt chestii chimice, acolo nu mai e nimic hrănitor. Al doilea aspect extrem de important e faptul că uleiul de floarea soarelui Uh, la nivel de grăsime, că e, e o grăsime vegetală, are un raport dezechilibrat între omega 3 și omega 6. Așa uh. e el? Așa sau... e el. Aha, așa e el ca și structură chimică, da? Adică aici nu intervine partea de chimizare, așa e din punct de vedere chimic. Omega 3 are un efect antiinflamator în corpul nostru, în schimb, omega 6 are un efect proinflamator, adică îmi întreține o inflamație. Și raportul fiind dezechilibrat, adică e de 148 de omega 6 la 1 omega 3. Deci e un, extrem de mult omega 6 comparativ cu extrem de puțin omega 3. Și atunci, revenind. Antiinflamatorul trebuie... fiind omega 3. Exact. Așa. Și într-o cantitate extrem de mică. Uh -huh. Și atunci, uleiul de floarea soarelui, pe un organism care deja e și dezechilibrat, unde există o inflamație, îmi întreține acea inflamație sau mi-o duce la alt nivel adică mă dor articulațiile și mai mult există colon iritabil. Mergem la următor nivel cu colon iritabil, deci întreține inflamație, durere, dezechilibru în corpul nostru pe scurt. Așadar, uleiul de floarea soarelui, dacă era consumat în urmă cu 50 de ani, era bun, așa cum îl mâncam eu când eram mică, pentru că nu era dublu rafinat și totuși Compoziția lui chimică are un procent de omega 3 mai mic, ceea ce favorizează dezvoltarea uh, inflamațiilor. inflamațiilor. Am înțeles bine până aici. Exact. Deci ăsta este motivul pentru care uleiul de floarea sorului cu semnul întrebării acum. Cu ce îl înlocuiesc? Uh, de aici pot să mă duc un pic la partea de gătire. Pentru că în România, de exemplu, în cultura românească, că aminteai tu mai devreme de mama ta că era extra, extraordinar de bună mâncarea prăjită în ulei, era bună la gust, dar prăjala în sine îmi întreține automat o inflamație pe lângă uleiul de floarea soarelui. Deci, Cum acidifiază înțeleg. organismul și acidifiera respectivă. Pe termen foarte simplu, înseamnă um, inflamație. Și atunci, umblul la partea asta de modalitate de gătire. Să am un ulei de calitate, un ulei de măsline sau un ulei de coco, sau să gătesc la cuptor, pur și simplu, fără ulei pe o foaie de copt, pe o hârtie de copt, am pus acolo carne, cartofi, legume ce doresc să gătesc fără să mai pun nicio altă grăsime. Sau la sat se mai pot folosi și o untură de porc într-o cantitate rezonabilă și știind că persoanele din familie n-au probleme cardiovasculare că poate să întreține untura de porc dezechilibrele astea pe parte de văscozitate. Ce deci nevoie de informație chiar și pentru cei de la sat. Așa că nu, nu putem să mai mâncăm orice, tocmai din cauza și nu datorită vieții pe care o ducem, produselor care ne înconjoară și a ceea ce, cum să zic eu, generăm. Mai departe. Deci ulei de floarea soarelui, nu bun, gătit într-un anume fel e și mai otrăvitor. Mai departe. Deci ai eliminat Zahăr. zahărul. Continuă sunt extrem de multe variante, A, plecând de la modalitatea de gătire, cum era la ulei, exact așa și la partea de zahăr. Uh, putem înlocui zahărul cu uh, fructe uscate. Mama mea gătea în fiecare, deci nu aveam weekend la sfârșit de săptămână, nu, nu treceau un sfârșit de săptămână fără ceva dulce. Și nu aveam probleme. Atunci. Care este motivul pentru care zahărul acum nu e bun? La fel ca uleiul de floarea sărului, dublu rafinat sau uh, ce știu E un mecanism diferit. El acționează la nivelul creierului pe receptori asemănători cu cocaina, de dependență. Și atunci, dând acea dependență, corpul nostru în continuare cere ceva dulce, ceva dulce, ca să tot avem o stare de, de bine, de aceea când suntem supărați sau striși. Dopamine. Exact, avem nevoie de ceva dulce ca să ne ridicăm nivelul și să fim cât de cât bine. Ne acidifiază organismul, produce inflamație în corp, crește glicemia, ne crește colesterolul, ne încarcă ficatul, mai ales dacă e combinat cu o făină albă, cu un ulei sau cu, cu o grăsime. Adică gogoși! Bun, am scos uleiul de floarea soarelui, scot zahărul. Zahărul acesta pe care îl găsesc în comerț pentru că mi-aduc aminte și din nou mă întorc cu niște 40-50 de ani în urmă, când zahărul acela nici nu simțeam nevoia să mâncăm atât de mult, îl înlocuiam cât se poate de firesc cu miere pentru că era mama în fiecare dimineață. O linguriță de miere întărește organismul. Încă, din, cum să zic eu, din totdeauna se știa asta și uh, uh, nu, nu erau oamenii atât de bolnavi din cauza zahărului. Și parcă nici diabeticii nu erau atât de mulți ca acum. Cu ce îl înlocuiesc? Nu, pe, la vremea respectivă, nu doar zahăr, adică nu putem da vina doar pe zahăr, să luăm zahărul din context și să zicem, da, el e cel care cauzează diabetul. Nu, sunt foarte multe, sunt foarte mulți factori care, toți la un loc adunat, declanșează bolile astea care sunt azi, tot mai prezente. Cu ce înlocuim zahărul? Deci, a, cu miere acolo unde se poate și nu e preparat termic, cu fructe uscate, cu o banană, de exemplu la clătite poți să pui în aluat o banană de un gust și o consistență cremoasă și e genial. Um, acele gemuri se pot prepara extrem de simplu cu fructele puse la congelator în plin sezon, de cum e sezon de cătină, cum e sezon de afine, de zmeură, de căpșuni, puse la congelator, le-ai luat din congelator, le-ai pus într-un blender cu puțină miere, iasă un gem extra din ar, peste o clătită făcută dintr-o făină integrală. Deci, tu povestești și mie mi s-au pornit toate sucurile gastrice. Continuă așa așa acum mai sunt variante tot mai la îndemână cum e zahărul de cocos care e un produs care i-a dus în România dar care are un indice glicemic mult mai mic adică nu ne crește glicemia așa. Tre nu, nu zahărul e... de trestie? Uh, nu e mare diferență între zahărul de trestie și zahărul acesta rafinat. Aici e problema de sfeclă. Și acesta a ajuns să nu mai fie ce era odată. Adică e atât de mult procesat și rafinat încât nu mai există minerale în el, că aici era beneficiu în cel de trestie, mai exista niște minerale. Și existând aceste minerale, nu ne acidifia atât de mult organismul cum îl făcea cel alb rafinat. Dar ce se întâmplă dacă organismul nostru este acidifiat? Adică ce se întâmplă? În primul și noi suntem ca și ființe din punct de vedere chimic construite ca fiind ușor alcaline. Adică avem pH-ul ușor alcalin. În intervalul 0-7 e pH-ul acid, la 7 e neutru, 7-14 alcalin sau bazic, sinonime. Noi cu toții când ne naștem avem pH-ul sângelui 7,365. Deci ușor alcalin, exact cu toți la fel și exact cu atâtea zecimale. adică eu n-am 0,7,3,6,5 și tu 7,4, exact cu toți avem la fel. Și atunci organismul nostru știe, adică în noi există o stare din asta de echilibrare extrem de puternică, încât organismul știe că noi ca să fim sănătoși și să putem lupta cu boli, cu virus, cu bacterii, e important să mențin acest pH. Doar că dacă îi dăm corpului chestii prin care să le acidifie, cum e zahăr în exces, făină albă, ulei, stres în exces, poluare în exces, somn de calitate proastă, sedentarism, toate astea amintite de mine sunt factori care mi acidifiază organismul. Și corpul meu ce zice? Eu am PH-ul aici. Tu vii și mă obligi să-l cobor. Eu, dacă-l cobor, asta înseamnă boală prima chestie care e diabetul, apoi mergem mai jos la boli și mai grave. Și atunci, din dorința asta de a ne ține acolo cu acest pH, da, ce face? Găsește alte mecanisme și prima chestie la care apelează e la calciu. Scoate calciu din oase și cu acest mineral îmi neutralizează aciditatea. Deci Aha. ca și cum aș aduce în corp un foc, focul e aciditatea, corpul meu zice am scos calciu, neutralizez aciditatea asta Mie menține pe ul 7,365. Eu merg mai departe, nu simt ce se întâmplă în corpul meu, doar că merg mai departe cu o rezervă mai mică de calciu. Și aici excepție. asta de ar putea declanșa, de exemplu, cel de cel exemplu diabetul? Uh, poate să fie un factor. Poate să fie un factor, da. Da, o stare Bun. de aciditate. N Am înțeles. Însă, cu ajutorul alimentației schimbate, eu pot să alcalinizez exact. corpul. Am vorbit despre uleiul de floarea soarelui, am vorbit despre zahăr, mai dăm un element care ar trebui uh, schimbat, transformat, exclus sau. Făină ceva. albă, care e un produs rafinat, uh, albit, uh, nu mai Chimie. are nutritiv în ea, e doar amidon și gluten, și pe lângă asta e un produs uh, modificat genetic, adică grâul de azi nu mai e grâul ancestral în procesul acesta de modificare genetică i s-a crescu, crescut artificial cant, fix cantitatea de gluten cea care ne produce ulterior inflamația la nivel intestinal uh, Mă gândeam la tinerii care lucrează 8 ore, cei din companii de exemplu multinaționale care în pauza de masă nu au timp să meargă să-și cumpere ceva de mâncare și dau fuga-fuga la colț unde găsesc o covrigărie tocmai la îndemână sau produse de patiserie care sunt făcute cu ulei și prăjite și coapte și e plin de covrigării dintr-un capăt în celălalt al străzii și mai cumpără un produs lactat care poate de multe ori nici pe care nu vede laptele și uite așa, să ne dăm seama, la o vârstă când corpul ar trebui să fie, să pleznească de sănătate, începe să se șubrezească, iată, înainte de vreme, prin alimentație. Alimentația care ți-e la îndemână, că, na, ai, ai vorbit uleiul de floare, trag concluzii pentru că mă, am, am, aflat și atunci, dar acum parcă mi se sedimentează informațiile. Am vorbit despre uleiul de floarea soarelui, despre zahăr, despre făină. Cu ce înlocuiesc făina? Cu făină integrală făină integrală de grâu, în există în comerț, există varianta de făină integrală din grâu ancestral care se numește Spelta, unde cantitatea de gluten e mult mai mică și făina poate fi combinată și cu alte feluri de făinuri, adică cu făină de ovăz, unde glutenul e într-o cantitate mai mică, cu făină de secară, cu făină de mei, cu făină de hrișcă, sunt variante. Adică în sunt variante, machen, dar sunt mai costisitoare. Sunt mai costisitoare, dar dacă stăm și ne uităm un pic la partea noastră de sănătate ajungem să dăm extrem de mulți bani pe partea de medicație și tăiem de la partea de alimentație ne hrănim prost ca să luăm medicație pentru că nu putem avea o și să supraviețuim dar dacă investim un pic în partea asta și ne modificăm și stilul de gătire automat în timp ajungem să dăm bani mai puțin pe medicamente până la urmă Bun, făina mai e ceva? Ce trebuie să schimbăm? Vegeta. A, ah, da, dar eu nu cred. Mai, mai e cineva care mai gătește cu Vegeta acum? Și cu tot felul de uh, concent. A, adevărul e că am văzut reclame la televizor. Am uitat, da. Ai dreptate. Supe, uh, gusturi rafinate. Altceva ce-ar mai fi? Sarea rafinată din comerț. Și atunci ce ar trebui să cumpăr? Sare grunjoasă? So sare grunjoasă pe care să nu fie trecut... E 625, parcă e feroceanura de sodiu sau de potasiu în traducere. Nu știu exact dacă am spus care numărul. ajută la. Da? Feroceanura păi asta uh, are capacitatea de a nu lăsa ca să se adune pentru că sarea aia, dacă îți mai amintești, eu mi-am amintesc din copilărie, dacă era umezială, se Imediat adunea. se făcea, da. Da, ei, și ca să nu se mai adune, s-a introdus într-o cantitate infimă feroceanura asta de sodiu O cumperi pe ea și pui orez și același lucru, absorbe apa și rămâne sarea exact. Uh, disipată. Dumnezeule, uh, îți ia timp procesul de, de, uh, de, pregătit mâncarea? Nu ți ia mai mult timp ca și la stilul tradițional. Doar, Doar că e schimbi important să faci. Să produsele, le și modalitatea. Adică, decât să pui să faci o prăjală în să băltească uleiul, ai pus mâncarea aia la cuptor și în timpul ăla faci altceva. Adică, sunt modalități. E important să ai deschidere și să acumulezi informațiile astea. Am o întrebare. Tu mi-ai vorbit despre alimentație corectă, ceea ce ai făcut tu felul în care ați schimbat voi toată alimentația și amândoi sunteți sănătoși și bine acum, nu amândoi, am în patru că sunteți patru în familie. Însă, de ce nu mai ești farmacist și ești naturopat și ce face un naturopat? Adică, să revenim la... La poveste. Da, la da. poveste. Da. La, la mine toată schimbarea a plecat când eram în concediu de maternitate cu fetița și în, în acei doi ani, practic, s-a produs toată transformarea că după ce am făcut uh, modificarea în alimentație, când am văzut pe la soțul meu, la Adrian, ce se întâmplă cu el și cu uh, hipertensiunea lui. Am ulterior, după el, a urmat uh, mama lui, soacra mea, cu multe probleme schimbat alimentația, analize, plante, toate echilibrate într-un timp relativ scurt, pe un organism

și am avut niște dovezi pe analize că mai se poate un colesterol poate fi scăzut. Un HDL care e colesterolul bun și mă oferă protecție pe peretele vasului de sânge poate fi crescut prin mișcare, printr-o alimentație bogată în omega 3 deci sunt mecanisme de acest gen și le-am văzut, le-am trăit. Și atunci am zis, stai că nu mai pot să mai fac munca de farmacist alopat să mă duc la pultul farmaciei și omul să-mi vină cu rețeta compensată și eu să-i eliberez medicamentele și să nu-i povestesc nimic nimic din partea de prevenție, adică dacă vine la diabet să-i spun omule poți să modifici la alimentație, să mai reduci din medicația asta? N-aș fi putut să fac la modul real asta într-o farmacie alopată. Și tot azi... mai timpul, te întrerup pentru că în timp ce spui diabet mi-aduc aminte de băiatul prietenei mele care are diabet și tot mai mulți tineri au, au nenorocirea asta de, de boală. Au nenorocirea asta de boală pentru că dacă e să ne uităm în oraș, la doi pași e o covrigărie, deci e o patiserie. E deci în primul rând alimentația bazată în mulți carbohidrați, pâine, paste, cartofi, covrigi, tot felul de merdenele, plăcințele cu acel iaurt că e la îndemână, ieși din birou și ai luat și ți-ai potolit foamea, dar asta în timp. Aduce fix acest dezechilibru, partea asta de diabet, apoi e sedentarismul, că nu se face mișcare, da. cu de, de Beteahnă, puțin. Da. Da? Și uh, la partea asta se mai adaugă și stresul acesta cronic, care în timp îmi, uh, impact, îmi, îmi, îmi întreține această stare de, de aciditate de care povesteam, care în, uh, în direcția asta duce. De, a, de asta oare avem tot mai mulți copii? și tineri, dar copii obezi, nu supraponderal, ci obezi. Am văzut familii cu copii obezi. Și ce mă doare pe mine sufletul este că dacă tu ca părinte nu ai forța necesară să faci ceva pentru tine, nu ai niciun drept să construiești o viață a idomație unui copil, creind un tânăr obez cu deja probleme de sănătate pe de altă parte tu îmi povesteai sau cine îmi povestea că a venit cineva, tu mi-ai povestit că a venit la tine uh, cineva și mi-a zis nu pentru da. mine, pentru copil povestește-mi puțin da. că trebuie trebuie să ascultați deci, a venit la mine o mămică cu o fetiță și mi-a spus Anca te rog ajută-mă să mi se normalizeze greutatea și am zis cum să i se normalizeze greutatea Păi să-mi realizez un plan alimentar, să-mi dai și ceva suplimente dacă e cazul, dar bineînțeles plecând de la analize, dar să... Că nu mergem în direcția bună, avea fetița vreo 10 ani la vremea respectivă și am zis în regulă, dar restul familiei, păi noi nu, adică faci meniul pentru Fetiță. copil și am zis nu. Așa ceva nu se poate, pentru că de acolo, mama, meniu pentru dumneavoastră fac, dar pentru fetiță nu. Prin intermediul dumneavoastră, practic, se poate schimba și normaliza acea greutate. Și exact cum ai spus tu, practic, puterea, în primul rând, e în mâna mamei. De la stilul de a găti, de la ce există în casă, ce există în cămară, ce există în frigider cum a ajuns acel copil obez. Adică nu e o chestie care se naște obez și gata, rămâne cu kilogramele acelea veșnic. Sunt chestii care sunt ca la nivel de obicei în familie. Bun, am închis paranteza, nu puteam, mi-am adus aminte, nu puteam să nu spun. Continuați ideea. Deci, ai hotărât să nu le spui pacienților tăi, clienților de la farmacie care vin să își ia rețetele cu medicamente Împotriva celor afecțiuni, care de fapt sunt declașate de un, un stil de viață nesănătos, ce început să umbli cu informații da legate de. Legate de partea de uh, obicei, legate de stilul de gătire, legate de partea de alimentație. Te-au ascultat? Mănânci, când mănânci, m-au ascultat, cu, au venit cu rezultate frumoase și asta mi-a dat putere. Totul a plecat în urmă cu 10 ani deja trecut de când am început chestia asta și așa ca un, de la un punct mic s-a făcut un bulgăre și mai mare și un pacient s-a adus, a, a adus alt pacient și, și tot așa. Asta te-a determinat pe tine să pornești pe calea asta? Pentru că mă întorc la plante. Care este rolul plantelor și ce faci tu? Doar le dai rețete? Adică vreau să știu ce faci tu efectiv? Pentru că tu ai renunțat la farmacie. Și faci ce? Acum. E un pic mai, mai dificil de explicat în vremurile noastre, dar pe foarte scurt îți spun așa. La mine, de exemplu, vin pacienți. Aduși de alți pacienți, da? nu prea promovezi partea asta, că e un pic mai e mult de discutat până să înțeleagă omul, dar un om care vine cumva, că, căruia i s-a povestit de alt pacient care a avut rezultate, știe unde vine. Vine cu un început de diabet. Spune, uite, mi-am făcut, mi făcut niște analize și nu sunt cu analizele bune, vreau să nu ajung să iau medicația alopată. Și atunci. Facem un set complet de analize, nu doar cele de pentru ca să vedem partea de diabet, facem și ficatul, și procesul inflamator, și metale grele din corp. Deci, în, în detaliu, în detaliu, ca să am o privire cât se poate de în ansamblu ce există în corp, pentru că o glicemie ușor crescută poate să nu fie cea mai mare problemă în acel corp la momentul respectiv. Și apoi când am rezultatele analizelor, îi fac pacientului o schemă de suplimente, de extracte, de combinații de ceaiuri, de suplimente ca extracte efectiv, capsule sau fiole sau ce sunt. Deci, te rog frumos să mai spui încă o dată, ceaiuri, deci tot pe bază de plante. Exact. Doar? Capsule, asta înseamnă extracte, extracte de. Extracte din plante. Dar asta nu înseamnă tot chimie? Ba da, doar că e chimia plantelor care se potrivește de minune cu chimia organismului uman. Aici e frumusețea, că e practic energetic suntem acolo. Suntem parte din natură, tratându-ne cu natură. Deci tu le dai un fel de suplimente naturale. Exact, și aici pe mine m-a ajutat partea de formare ca farmacist alopat. Deci medicina alopată nu exclude naturopatia și nici invers. Evident, că sunt extrem. Pentru că de multe. sunt foarte mulți care zic că vine vraciu nu. cu curanderosul, șamanul <laughs> să vină să-mi dea mie, nu știu ce. Nu. Merg mână în mână, adică sunt mulți pacienți care vin pe tratament de antihipertensive, de uh, antidiabetice. Ne ducem în paralel, dar făcând controlele la medic periodic. Și atunci făcând controle, când medicul îți spune ești ok îți elimină el complet și ia decizia de a scoate acel medicament, e cu totul altceva. Și eu mă ocup de partea de suplimente, de partea de alimentație corectă, și acolo unde e cazul, dacă e un dezechilibru la nivel emoțional, trimit pacientul către un psiholog, un terapeut, un duhovnic, depinde de caz, că atunci toate astea iau, iau practic corpul ca un întreg. Aha. Și echilibrarea vine mult mai rapid. Și nu înainte de a lucra și la partea de mișcare. Trimiți spre sport, spre antrenor personal. Deci lucrurile stau cam așa. Degeaba mă duc la un medic de medicină alopată să-mi dea un tratament împotriva unui dezechilibru dacă eu voi continua să mănânc aceleași produse, să trăiesc în același fel uh, sedentar, să dorm puțin, să consum lichide puține, să trăiesc într-un mediu toxic, să stau pe rețelele de socializare și în fața acelor ecrane care îmi distrug uh, stimulul de somn. De, de, și atunci intervii tu cu sugestii și cu această medicină în paralel de suplimente naturale sau naturiste? Naturale. 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 Am înțeles. Mai povestește-mi uh, ce înseamnă suplimente naturale. Uh, un supliment corect. Pentru că, dați să vă spun de ce, pentru că sunt într-un proces de uh, implant, nu știu ce, dantură, ațe și mi-a dat Anca niște săruri, adică niște fiole cu o zeamă lichidă, să, cu o zeamă lichidă, cu o zeamă sărată pe care a trebuit să o plim puțin prin gură și după aceea să o înghit. Ce mi-au făcut mie acele soluții? Exact de ce povesteam mai la început. Uh, te-a echilibrat din punct de vedere al acidității versus uh, alcalinitate. Uh, e un, uh, un, complex care are gust de apă sărată, da? dar e extrem de bogat în minerale. Și trecând prin uh, tot felul de intervenții, tratament cu antibiotice, așa Multe corpul antibiotice. a intrat într-o stare de uh, acidifiere și ca să nu îi se ducă din rezervele interioare, cu, uh, cu acea soluție, practic, am venit și am echilibrat și am dus minerale direct la celulă, intracelular. Practic, aici e magia cu, cu acel produs. Și un produs natural uh, ajută corpul să se autoregleze. Am Prin mecanismele lui. De exemplu, dacă vorbim de un ficat gras, de un ficat încărcat, da, îi dau plante ca și într-o cameră care e mizerabilă, da, vin cu chestii blânde să facă acea curățenie, nu cu chestii extrem de toxice și unde să nu mai poți să respiri după aceea. Exact așa e și cu, cu organele noastre interioare și se întâmplă pe analize, adică nu vorbim doar în partea de teorie Am și înțeles. de poveste, e practică pură. Pentru că mi-au făcut foarte bine. Tu ai venit cu foarte multe informații și cu foarte multe știri dintr-un domeniu și ce v-am spune că nu este, prima, nu este singura întâlnire pe care o avem. Îți propun ca împreună să vedem ce se mai întâmplă nou în medicina națională, internațională. Creștere alarmantă a cazurilor de cancer în rândul tinerilor la nivel global. Tendința a fost observată între anii 1990 și 2019 și este semnalată într-un studiu realizat de cercetători din China, Marea Britanie și Suedia. Concret, incidența globală a crescut cu aproape 80%, iar numărul deceselor asociate cu peste 27% Au fost urmărite cazurile noi de cancere diagnosticate la pacienții cu vârste cuprinse între 14 și 50 de ani. Creșterea au fost în special la cancerele gastrointestinale, ale sistemului urinar și ale sistemului reproducător feminin. De vină ar fi obiceiurile nesănătoase și nu neapărat factorii genetici, spun cercetătorii. Care au însă și o veste bună și subliniază că în prezent, cancerul nu mai este considerat o boală incurabilă. Am revenit. Întotdeauna mi-a plăcut să fac acțiune, activități, să fac lucruri care să mă îmbogățească, nu numai pe cei cărora le arătăm știrile, ci și pe mine. Mi-a plăcut extraordinar de mult momentul acesta. Um... Am vorbit despre. Am, nu, doar am amintit câte ceva despre, însă subiectele sunt vaste și te rog frumos, promitem că vei mai veni. Pentru că n-am vorbit despre carne, de exemplu. Cum mare drag. N-am vorbit despre de carne și cum e cu puiul și care e carnea pe care trebuie să o mănânci, pentru că în ultima perioadă aud tot mai mult, dar nu mai mâncați ulei, mâncați untură de porc. Acum, eu, când eram mică, mâncam, că -mi mama, păi, prăjită și cu un soare, îi spuneam și ori vregam cu usturoi, ori ceapă verde tă tocată mărunt, 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 spuneam deasupra și era, doamne, mană cerească. Apoi puiul, ce ne facem, cu ce înlocuim puiul, ce facem? Puiul nu mai e puiul de nu altă mai dată, știu. e plin de hormoni, de antibiotice, de așa. Uh, ar fi bine să nu-l mai consumăm sau dacă e să-l consumăm, să-l consumăm extrem de rar ca să nu ne supra solicităm organismul să elimine acele toxine care vin odată cu acel pui plin de, de hormon de creștere și de antibiotice și de alte tratamente. Și atunci, dacă e un pui uh, sau o găină de sat, e minunat, dacă mai... Uh avem acces la, la ele, un pește care să nu fie de acvacultură, să fie un pește pescuit așa, că și cei din, din acvacultură mănâncă tot felul de concentrate cum mănâncă Pe de altă parte și apa e poluată, nici peste pește, peștele ăla așa, nu mai e da? ce fost. Și o vită care a păscut iarba, nu vita din, Crescătorii. din crescătorie, din pentru că o carne de vită care a păscut iarba e o carne bogată în omega 3. A, acel omega care are efect uh, antiinflamator. Acum trăim vremuri în care nu putem să ne închidem într-o bulă. Astea sunt vremurile în care trăim, doar că e important să ne informăm corect și să punem în practică plecând de la niște analize și testăm ok, nu am acces tot timpul la puiul de sat, dar întreb în stânga în că mai sunt. România e o țară unde mai există țăranul care mai are un pui și o găină care mănâncă o râmă, o iarbă și două boabe no, of, de porumb. Mai anca, puiul nu mai e pui, porumbul nu mai e porumb, zahărul nu mai e zahăr, uleiul nu mai e ulei și ne îmbolnăvim și nu, n -n 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 nu băgăm în seama aceste informații și avem impresia că noi nu se poate întâmpla la, însă, iată că în ultima perioadă am observat că ni se întâmplă lucruri mult mai repede decât, decât ar fi cazul. Adică, tinerețea nu mai este apanajul unei stări de sănătate extraordinare. Ce voiam să te întreb, există produse în comerț unde scrie pe etichetă bio, eco, la 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 și sunt mult mai scumpe? De exemplu, un pui, pui bio, ăla. Dacă acel pui nu, adică eticheta bio-eco nu o face neapărat, mai ales în România, ca acel produs să fie un produs curat. Deci un produs curat înseamnă, vorbind de carne, exact ce am amintit mai devreme, adică puiul, găina, vita să fie păscut iarbă. Nu uh, bio din alte considerente. Dacă vorbim la, uh, la alte produse, că sunt rafturi întregi în supermarket cu bio-eco, acolo e important să ne uităm un pic la ingrediente. Și dacă vedem, la chiar dacă are scris acolo, e emblema de eco, dacă e o listă întreagă de euri care sunt eco-bio, nu are sens, pentru că nu e cu nimic mai nutritiv ca altul care nu are eco, doar dar că e mult mai scump. Aha. Adică, e, e nevoie de un pic de informație și, uh, insist, nu cunoști partea de chimie. Dacă vezi că apar deja ingrediente care habar n-ai uh, ce înseamnă, lasă produsele. lasă la acolo. Uh, mai avem foarte puțin timp până se uh, în termina această întâlnire extraordinară pe mm -hmm. care am avut-o cu tine. Uh, ar fi o întrebare ce poți să ne spui despre suplimentele pentru imunitate? Ce facem ca să ne crească imunitatea? Pentru că din cauza acestei alimentații și acestor afecțiuni pe care le avem și nici măcar nu ne dăm seama că avem, scade imunitatea și ne trezim cu alte belele. Deci înainte să vorbesc de partea de suplimente, e important ca să avem în vedere partea de mișcare când ne ține imunitatea sus, partea de somn, adică să avem 7-8 ore de somn cât mai odihnitor, da? să ne hidratăm, ca să nu lăsăm toxinele să se acumuleze în noi, să punem limfa în mișcare, făcând mișcare și hidratare. Iar dacă e să vorbesc strict de partea de suplimente, da, sunt produsele apicole care cresc imunitatea, cum e tintura de propolis, cum e lăptișorul de matcă, cum e păstura, cum e o combinație cu miere dintre toate. Apoi avem un produs românesc care e senzațional cum e cătină, cătina ca și fruct, din care sunt făcute extracte, extracte uleioase, care efectiv cresc uh, imunitatea, vitaminizează organismul, ne crește nivelul de energie, luând niște suplimente care conțin un extract Nu de poți cătina. să te mai las să mai vorbești. În schimb, îți dau temă pentru data viitoare, pentru că nu e prima uh, uh, întâlnire pe care o avem. 1. Asta vă spun și vouă, de fapt, care este subiectul întâlnirii noastre de data viitoare cu Anca. Cum facem să trăim în armonie mai aproape de natură în orașele aglomerate și în agitația vieții moderne? Apoi, proiectul Sănătate pe ulița ta. Asta mă interesează în mod deosebit și aș vrea să vorbim măcar un pic un pic. Pentru că ai venit și ai, ai dat drumul unui proiect care mi-a plăcut extraordinar de mult, pe care l-am și moderat. Să trezești țăranul să nu-și mai vândă pământul și să-și vândă merele alea care se strică repede și nucile și tot ce produce pământul ca să se ducă la colț, la hipermarket, supermarket, la ce știu ce alte magazine, să-și scumpere produse de acolo, ci să ne întoarcem la munca și la activitatea noastră din totdeauna. Pentru că țara noastră este, suntem niște norocoși, avem un pământ care încă mai e sănătos. da, Și să cultivăm în curte, în, în, pe terenurile noastre și să creștem animale. Vorbeștem într-o jumătate de minut, dacă se poate, despre uh, proiectul Sănătate pe ulița ta. Deci proiectul Sănătate pe ulița mea a plecat uh, efectiv din uh, satul meu natal, din, uh, de la 80 de km de Oradea, din campani. Uh, tocmai de la uh, dorința mea de a nu mai vedea atâta boală în jur. Pentru că aproape în fiecare casă există un bolnav care are diabet sau hipertensiune, și când am analizat ce se mănâncă în ardeal, am conștientizat că de acolo, practic, o îi pleacă pa, pa, dezechilibru. Și atunci, când mi-am dat seama că, mai ales în bihor, există foarte mulți nuci care uh, îi dă țăranului uh, da, o sursă de venit, adică țăranul vinde nuca, dar nu-și dă seama de fapt că nuca respectivă e bogată în omega 3, își rănește creierul, inima, vasele de sânge uh, și vinde postul, nuca. Postul, bunica ținea postul cu pâine, cu prune, pâine cu mure și pâine cu nuci, așa ținea posturile da, și am murit la 99 fantastic. de ani. Și vinde da. nuca și își cumpără baxuri cu ulei de floarea soarelui. Deci tamam pe dos. Apoi uh, livez cu mere, unde din merele respective se face doar uh, pălincă ok, fă și pălincă, dar lasă și mănâncă zi de zi cel puțin un măr și dacă combin mărul cu nuca e o gustare fantastică și mă Despre duc direct pe glicemie și colesterol. Despre asta vom data viitoare. Promitem că mai vii. Mai vin. M Obligatoriu, <sus> pentru că -am, am rămas cu discuții neterminate, dragii mei. Așa este când, când, când e totul foarte util și când avem de învățat foarte multe. Am aflat de la Anca Ienin răspunsul la întrebări pe care ni le punem mulți dintre noi. De ce tot mai mult Mulți copii sunt obezi? De ce tot mai mulți tineri au probleme cu tensiunea arterială? Cum putem gestiona stresul? Uh, și de care este legătura dintre ce punem pe masă și starea noastră generală? Ce mai important, însă, este că invitata mea ne-a spus în câteva minute ce putem face pentru a o îmbunătăți și este prima întâlnire pe care o avem cu Anca Ienin. Până data viitoare, uh, ție! Am Ți-am smuls promisiunea, eu vă spun doar atât. Sănătate tuturor. Team Dental Clinic Timișoara ți-a prezentat emisiunea Sănătate tuturor cu Mihaela Tatu. Sănătatea înseamnă obiceiuri bune. Tim Dental Clinic for your smile.